Apropierea sărbătorilor de iarnă aduce intensificarea controalelor efectuate de organele statului la societățile comerciale din domeniul industriei alimentare. În această perioadă, la nivel național, inspectoratele teritoriale de muncă derulează o campanie de verificare a firmelor din domeniul panificației și, din fericire, la nivelul județului Hunedoara, nu au fost constatate abateri majore de la prevederile legale aflate în vigoare. În această perioadă suntem într-o campanie națională, campanie dispusă de către Inspecția Muncii pentru verificarea societăților comerciale care activează în domeniul panificației, pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă și trebuie să avem în vedere tot ce înseamnă sănătatea, securitatea, nu neapărat a lucrătorilor, și a celor care cumpără de la din acest domeniu. Deocamdată suntem în perioada de evaluare, dar da, au fost, nu foarte mari, nereguli minore. E vorba doar de timpul de muncă, e vorba de repaus săptămânal. Astea sunt neregulile majore care s-au găsit, dacă le pot spune majore, pentru că ele nu sunt majore. Și sancțiunile sunt de la nivelul avertizmentelor până la nivelul sancțiunilor pecuniare. Sancțiunile pentru nerespectarea timpului de muncă și a repausului săptămânal sunt amenzi și se încadrează între 1.500 și 3.000 de lei.